la seara? Viorel, Viorel. Da, ești foarte tare. Ce v-am spus eu? Vino cu acea, stai, liniște. E frumoasă, Viorel. Vino cu acea, vino cu acea. Ce v-am spus eu? Viorel, mai rămâi în picioare un pic, Veronica, să te vedem. Măi, dar e superbă. Uite-te, ce v-am spus eu? Ce mega stilată. Așa ceva, așa ceva nu n-are accept. N-are șuvițe, e numai blondă. N-are nu mă interesează. Nu mă interesează. E superbă, măi. Ia vino cu acea. Viorele, băi. Să nu faci vreun gest. Ce e aici? Vulpița, ce? Ia vino cu acea. Hai, du-te și stai. Ia, du-te și stai. Așteptați. Deci tu, Viorel, pe scaun acolo, te rog. Începând din momentul ăsta, când ajung acasă la apartament, vei rămâne singurică. Ascultă și explicația ei, pentru că ea vrea să-ți explice. Stai acolo, Viorel, te rog. Așa, explicații de asta cu... M-am vopsit, îi părul meu. Așa, și cu prostii nesericiți. Ei, ăsta o să stai. Viorel, la fel ai făcut și cu tatuajul ăla, de fapt nu era unul. Ei, acum asta e normal, da? Da, e normal. Da, să vede. Ia să-l văd să șterge asta. Dar nu te supăra, e mega fiță. Zici că e de... Nu mă interesează. E de copertă glossy. Doamna Mirela, ați auzit ce zic? Și poți să mai ceva? Nu, ce? Nu, arată-mi, ce? Vai, nu cred. Vai de capul meu. Uite, aplaudă. Viorel, dar nu-ți place? Aplaudă. Stai, Viorel. Vino, te rog, lângă noi, Viorel. Lasă-l că se calmează. Dar nu văd asta, trebuie să-l ridici un pic pe... Mai are. Stai că mama ta e la telefon, Viorel, să vin cu acea, că vrea să vorbească. Stai așa că e la telefon. De fapt, nu, e pe Facebook. Ce ți-ai făcut, mă, Veronica? Tu ești sănătoasă la cap să te întreb așa? Veronica, tu ești? Da. Dar ce-ai făcut tu? Păi dacă am spus că m-a plecat, fii atent. Radu, du-te tu, că mă tu poți să-l... Mă duc. Auzi, fii atent. Deci tu, măi Veronica, stai un pic jos, că ne-ai șocat. Da. Măi Veronica, stai că s-a dus în protocol. Da. Tu ai scăpat o zi din căsnicii și ai făcut furore, adică zici că ești... actriță. Da. Îți place așa de tine cum arăți? Scurt? Da. Înțeles, da? Uite, acum mai dau telefon exact lui maică-sa. Stai că sună... Acum o sun eu. Doamna Ilinca e pe Facebook. Imediat. Se vadă că chiar nu e așa cum zici. La că știu cine sună. Stați așa să vedem ce se întâmplă. Uite acum la televizor să vezi ce are Veronica. Ei. Așa, ați văzut, da? Deci eu cu așa... Da. Deci din momentul de față... Eu o las în pace și mâine dimineață, la prima oră, o pun la pachet să se ducă exact unde vrea ea. Că cu așa ceva nu se poate, doamna Valerica. Cu cine vorbești? Cu mama lui Veronica. Și tata socru, a văzut ce are? Da, văzut. Și ce a zis tata socru? Nu-i place nici lui. Ei, și acum știi ce... Bun, în regulă. Hai că o să o sunăm noi pe mama. Închide Viorele, că o sunăm noi sau să se aude mai bine. O sunăm noi pe doamna Valerica, dar până atunci eu știu că soacră ta e pe Facebook, stai-mă, s-a agitat tot satul acum când te-a văzut cum ai apărut. Să ne spună, colege, dacă putem face legătura prin Facebook cu doamna Ilinca Stegaru și să vedem. Bună seara, doamna Ilinca Stegaru. Iată o altă variantă a nurorii dumneavoastră. Da, doamnă, văd. Vă nu te-o sunat, mă. O sunat. O sunat, fa? Da, vă ascultăm, doamna Ilinca, vă ascultăm. Da, ce părere aveți? Da, văd, sunt clar. Viorel, să vină acasă, să face bani, nici eu nu văd. Nici eu nu-mi place. Ia uitați-vă aici, are un plan de scrisorie de la băieți. Ascultă, Viorel, că vorbește mama ta. Foarte amătic. Știi ce Viorel, ușor, Viorel, e grijă la limbaj. Rog frumos, dacă încep cu din astea, vezi că vine poliția în două secunde. În două secunde vine poliția, deci să nu umblăm cu astfel de chestii. Doamna Mirela, ascultați-vă frumos. De ce intrat bagabonte? Viorel, ce fel vorbești? Te rog, da, exact ai grijă cum vorbești. Viorel. Dacă nu te calmezi, o să te rog eu să mergi până afară și să te calmezi. Abia ne-am întors, te rog, liniștește-te. Da? Deci dacă nu te calmezi, o să te invit afară să te calmezi. Fără agresivitate verbală și așa. Fizică. Te rog foarte mult, calmează-te. Da, doamna Mirela. Bună seara, Viorel. Auzi, ascultați-mă, oleacă. Viorel poate vine acasă în momentul ăla, papagat mașul. Să iasă din platou, că așa ceva nici eu nu suport. Veronica, nu te-am descrisori, li vedeți aici?
Păi eu pe mine m-a făcut de râs fata asta în tot satul. Acum chiar în hală așa la... Bravo, bravo. Doamna Ilinca, bună seara. Bravo. O întrebare. Văd că sunteți prin Facebook cu noi. De unde aveți Facebook? Ce telefon? Telefonul lui doamna Veronica. Să nu creadă mie că eu nu știu să umblu cu telefon. Dar și mi-te-o învățat. Telefonul tău, Veronica. Păi telefonul tău. Soarele. Te rog, Viorel. Nu telefonul și vrei să fac asta e. Da. Păi telefonul ei! Veronica, Viorel, te rog! Amândouă mergeam cu voi! Că aici ați avut planul cu voi! Hai să facem schimb, hai să facem schimb, Veronica! Și te rog să te liniștești, Viorel! Ce să mă liniștești? Dacă intră taichistul acum, Andrei, să vezi ce zice tatu ei! Dar ce-i măi, copil, ce e? Să vezi ce zice tatu ei, că eu știu ce zice tatu ei! Când ai luat-o tu de la taichistul, da? Te rog. Asta e un bagabunt așa. Copil era când ai luat-o, te rog să mai ai. Poate să nu mai este soția mea de acum. Deci cu așa ceva nu mai... Spune-mi ce ai vorbit cu părinții ei. Ai vorbit adineori cu părinții ei. Ce au zis? Da, au zis. Știi ce au zis părinții ei? Tu ce ai vorbit cu bruneta? Ai spus că ți-ai spus de mine? Auzi, nu ne interesează ce spun părinții ei în momentul ăsta. Părinții ei au spus așa că dacă vreți să-i sunați, să-i sunați să vezi ce au zis tatăl ei și mama ei. Viorel, calmează-te un pic. Ai răbdare până ea este la final. Matură și poate se decide matură. Pentru ea. În seara asta, fetițo, vei rămâne singură. Am înțeles. Singură, singurică și nu vei avea nicio parte și o să te dau o judecată pentru tot. Dar de ce iar începe judecata, da. Viorel. Eu încep. Doamna Mirela, că și mă amenință. Dar pentru ce o dai? Da, o dau o judecată. Pentru că așa da, ceva... Da, m-am vopsit că așa și mie. Și tatuajele astea, astea sunt prostii. Și asta o să discut chiar în ședință la dumneavoastră, acolo nu cu cred. Persoane. Nu cred, ne convoci în ședință tu? Da, da, da. Mamă, dar nu pot să stau seara asta, că mă duc la probă în emisiune. Doamna Mirela, mă provoc eu. Că el dimineață când a venit doamna Doina să nu se supere pe mine, trebuia să-mi spună ce au de gând să facă. Dar trebuie să spună ție tot. Da? Dar tu îmi spui ce faci? Da. Gândi, dar de ce nu apreciezi că ea nu totuși apreciez a ales floarea blond? Nimic. Ea voia să se facă brunetă, ei, dar pentru că ție îți plac blondele... Brunetă și cu tatuajul de astea, tai că s-o auzesc că așa ceva, chiar dacă divorțezi, nici nu te primești acasă. Dar nu mă mai... Auzi, oricum ea nu e copil. Nu să mai întoarcă. Nu, se duce, se duc în altă parte. Ea copil era când ai luat totul de la maică, s-a la 16 ani, da? Cu ea acum e un om matur, are 22 de ani. Doamna Mirela, cu mine așa ceva nu se există. Dar auzi, pentru tine s-a tatuat, pentru tine. Poate să se tatuaie. Prostii de astea eu n-am acceptat din prima. Dar Viorel, dar blonda care ți-a dansat și pentru care tu te-ai epilat, cum ți se poate? Dar ce eu am fost altă. Dar nu era exact așa în halul ăsta ce ia. Asta, asta o vrei călugăriță lângă tine? Asta da, așa? Așa cu toate prostii. Ce înseamnă libertate când îi ofer libertate? Așa? Domnul Radu, ce înseamnă libertate? Așa cu prostii de astea? Da, libertate. Băi, mă ceam, mă distram, dansam, jucam, dar nu cu prostii. Auzi, dar i-ai spus Veronica ce i-ai spus o fetei în mașină? Hai spune. Da, îi spun, da, că când ziceai tu că divorțezi, eu am spus la fata aia, da, divorțez. Păi vezi? Și, nu, ea nu zicea că divorțea atunci. Tu da. Te-ai dus în mașină la fata aia și ai spus că vrei păi să divorțezi. Cu bruneta, și să pleci cu ea. Rămâi cu bruneta. Ai să vezi tu ce rămâi cu bruneta ca să stai pe stradă, fetițo. Da, stau pe stradă. Ai să stai pe stradă. Viorel, părinții tăi nu o să te primească. Dar eu nu mă duc la Blăjești. Așa. Și să văd unde stai aici. Dar îți place așa cum arată? Nu îmi place. Eu dar dacă te mai uiți odată, uite și pe spate s-a... Eu am da, stai, Viorel, dar poate e vreo agenție, se fac acum sunt multe influencerițe. Voi aveți da, atâtea vizualizări pe TikTok. Doamna Mirela, da. Eu am spus de la început, știți destul de bine când am spus, că așa ceva nu accept. Nu, n-ai zis așa, n-ai spus, spus acum, în ziua de libertate. Și că așa e regula. Ce ai spus, doamna aia? Când ți-am spus, mă lași să gavarești acum? Nu, nu te las. Nu te las să gavarești? Ce înseamnă să gavarești? De ce nu lăs să vorbesc? Să vorbești, dar gavarește, domnule. Când ți-am spus din apartament, fetițo, nu faci de astea tatuaje. Ce ai făcut acum? Ce-ai spus atunci. A, acum nu mai este, nu? Nu. Te urăști și părinții tăi. Părinții tăi acum vorbesc cu mine, cu ei, cu părinții tăi nici nu mai ai discuții. De ce crezi că vorbesc părinții ei? Da, nu că ei dă niște bani tatălui ei? Dar știți de ce mi-a zis tatăl ei când a văzut-o și a spus? Vrei să-i spun acum, dar nu, să nu mai zice că da, nu vreau să vorbim. Spune, dacă nu sunt, rog, nu sunt lucruri care trebuie spuse. E un cuvânt care, uite, puteți să-i sunați să vă spun. Am înțeles, hai că facem așa, fii atent. Dacă Veronica zice, măi Viorele, păi dacă nu mă lași liberă, eu plec singură, ori lasă când să... seara asta intru și eu, doamna Mirela, în ședință, așa și discut exact o problemă. Aici nu intră, dar Viorele, ești CEO aici, nu, ce ești doamna Mirela, aici? Nu. Păi și atunci în ce ședință ne bași tu, baba? Cu ce drept și în ce calitate mă bași tu pe mine în ședință? Nu pe dumneavoastră. Dar pe cine? Măi, Viorel.
Că trebuia să-mi spună sunt deciziile ei. Iorel, da. Dar nu Veronica are nicio obligație colega noastră să-ți dea ție raportul atâta timp cât nevastă ta a decis asta. Păi da, da? Dar putea să îmi spună. Uite, putea să-i spună. Uite, Veronica, nu-i bine ce faci. Nu, n-ai înțeles. Zis că vrea să facă zis asta. A zis că e liber. Că să rămână cu ăstea, să rămână. A spus că a vorbit cu tine și vrea asta să facă unde, ce vrea ce ai vorbit cu mine de tatuaj? Ia să-mi spui și tu mie acum. Ce ai vorbit nu, cu... nu, ai spus că da, m-a las să mă vopsesc. Auzi, Veronica, ți-e place cum arăți așa? Dar arată-mi un pic tatuajul ăla de sub păr, că nu l-am văzut. Ăla de sub păr. Stai că nu l-a văzut nici Viorel. Bravo ție. O să rămâi cu tatuajele astea. Și de fiecare dată ea spunea că era convinsă că lui Viorel îi va plăcea. Zicea că fiecare tatuaj este pentru Viorel. Doamna Miria.